Vă salut, oameni buni! Bună dimineața! Bine ați venit la un nou vlog. Merge? Merge. Dacă că m-am băgat ca oaia. A. A, oricum trebuie să mut cutie. A, las-o așa. Las-o așa, Nenicule, că merge. Conectez remorcuțele astea între ele și se merge la descărcări. Ale, merge. Dacă v-a fricopsit cu telecomandă cu 4 butoane, să vă mergi. Băi, oameni buni, aș vrea să încep vlogul ăsta prin a mulțumi membrilor și cei ce s-au abonat la canal, ce mă susțin, și totodată tuturor susținătorilor mei. Lasă, vă mulțumesc mult pentru susținere. Și celor ce se vor abona curând la canalul de YouTube pentru a mă susține. Acum știi cum e, fiecare cum consideră că... Da, sunt și oameni ce judecă treaba asta, sunt și oameni ce înțeleg. Da, până la urmă, fiecare face ce dorește, știi cum e. Hai că mă dor și degetele, n-ai, bă. Doar că vreau să vă mulțumesc pe această cale. Au, mamă, să rămână. Nu că mă petrec, voi să dai naiba, dar nu zici că aici vine iarnă. E un frigălău, naibă, afară de urli. Fric tare, cred că sunt 10 grade și bate vântul. Mai devreme încep să se plouă, văd că acum iar o încearcă cu o ploaie de-astea bestială. Tot weekendul a fost ca naiba, tot weekendul. Ore tare. Au, zici că vine iarna, mai aici, n-are nicio treabă cu ce se întâmplă de fapt în România, de exemplu, cu căldura de acasă. Păi, dar greu tare merge licul ăsta. Îți rup și degetele în telecomanda asta. Să ții și constant și cu putere. Mai bine la acolo mecanicul. Dar uite, pentru cei ce vor să învețe pe... să lucreze cu link, uite care e treaba cu asta. Stai, te plouă, te ninge, stai cu telecomanda asta în mână, că ne-ai Ioan. Ha, gata, ale. Da, hai că am vorbit de ploaie și uite, până la urmă vine furtuna. Păi să-mi va piciorul, ne-am și un noroc de vreme. Am un noroc de vreme de să dea nevoie. Ok, frigă, băi, frate. Păi, dar nu prea e bine cu sânge aici. Să mă dau mai așa. Nu-mi plă. Ce? Așa, hap. Hap. Nu e bine. Ba da.
Acum când lucri pe link, trebuie cumva să-ți vezi colțul în stânga în oglindă, ca să nu cumva să le lovești între ele, știi? E un detaliu foarte, foarte important. Că poți să-i lovești ușor între ele. Dacă aveai un senzor, o cameră, bine că adineori m-am uitat la un clip să dea neam. Un băiat cu un Volvo, parcă avea și avea cameră, știi? Și camera nu avea nicio treabă cu realitatea. M-am gândit la mine, la treaba asta, adică la animalul ăsta. Am o că uite, și fără cameră. Uite, mai am 1,5 metri. Da, cam așa. Am mai ridicat o piculeț. Da, nu știu, ochiul este sfânt. Ok. Poți să cuplezi? Da. Ia deja. Ar trebui să fie ok. Ar trebui. Asta tot ridică, dar ia să vedem pe aici, pe partile astea la altă. E cu plata. Asta e sărit. Gata, mă, hale. Taticul este în bună treabă. Cu vremea asta bestială. Hai, tot e bine. Egalizare, dă drumul la frână. Gata, mă ajunge. Tot e bine și pe aici? Da. Ale, hai să mergem la descărcare. Ce să zic, mergeți cu mine acum, mergem împreună. Doar că e un pic nașpa, că eu nu o să posez pe aici. Bine că dau în spate. A? Merge? Păi da, friguleț, ești nebun, ia de mașa, doamne, 6. Peretele, peretele. Ar trebui să fie ok acum, doar chiar eu nu pot să fac dreapta. Știi? Aici găsesc pe poartă. La
pot să-și ia pietrele bine. A, pe fac altceva, mă. Vorba aia fac. Fac schema aia, ță. Hai, tata, hai. Hai că am stat destul. Oh, super, s-a deschis portița. Ia tot derapează ești de mă. Hai de viața mea. Ia un picut pe jos și derapează. Băi, băiete. Hai pe aici. Dacă tot plecăm. Am pachetat și geaca. Bagă centurica și gata, tot. Hai, la drum. Iar cine vine careva? Nu vine. Da, mă, bine, ăsta e un piculeț. Pe unde? Pe aici? Da. Pe aici, bă, pe între case, pe aici, mă? Băi, băiete. Sper să n-am probleme acolo. Haide, bă, ticule. Mai fi cald de cafea asta. La fix. Mamă, ce fel merge. Păi, uite la meserie, că e și frică. Haide, mă, pe bune, uite, bă, nu pleacă, bă, dar zici că am 100 de tone, bă, frate. Sunt ușor, super ușor. Da, măi, oameni buni. Nu știu dacă m-ați înțeles bine cât am fost afară. Dar încă o dată pe această cale vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră și pentru cei ce s-au abonat la canal și deja sunt membri. Vreau să le mulțumesc în mod special celor de ce mă susțin în mod direct. Na, prin mici abonamente, cumva se simt, să știi. Na, știi cum e, puțin de acolo, puțin de acolo, se adună. Ce neva să faci? Ca naiba, dar uite că trăim niște vremuri mai ciudățele naiba, că uite, mă uitam și la voturile de seară. Na, încă nu se știe cine, sau cel puțin eu nu știu. Mai bine zis. Cine a ieșit, dar nu vreau să dau în politică, pentru că nu e tocmai ok. Oricum, e ca naiba și se întâmplă la noi, într-un cuvânt. Este ca naiba. Haide, mă. Ah, ce să faci?
Dăm înainte cu tupeu. Măi, oameni buni, mă tot gândesc să renunț de tot la camion și la străinătate, cel puțin. Nu știu, mă bate gândul spre zona să mă fac instructor, acum nu știu cât succes voi avea, cât de bine este plătită treaba asta și cât de bine poți câștiga cu ca instructor. Te mă și bâlbâi, naiba. Da, cel puțin cred că aș face față ca instructor, că am răbdare necesară. Doar că mă bate cumva gândul în zona aia. O fi direcția potrivită, nu o fi, habar n-am. Dacă este vreun băiat de este instructor sau a fost și știe cât se câștigă, poate să-mi scrie în comentariu, chiar îl rog frumos, pe această cale. Nu mă bate gândul să merg în direcția aia, în viitor apropiat, gen într-un an, doi. Da, am destui ani pe aici și cumva aș vrea să renunț de tot la străinătate. Pentru că îți trec anii, bă, frate, că mai parcă eu... Da, am 10 ani pe aici. Parcă ieri am venit. Că așa zicem toți, cred, da, nu, mă duc 2-3 ani, că așa am calculat-o și eu. Mă, 2-3 ani, mă umplu de bani. Și gata, mă retrag, de unde, bă, frate, că am sărit de 10. Ești nebun pe bune. Băi, gemul stânga aici, a? Hai de viața mea. Te virezi, mă, ticule, mă, dar am o și loc. E loc. Ah, merge. Merge. Na, uite, vezi, acum este în mod special pentru cei ce spuneau înainte când m-am apucat de online că noi mergem doar pe autostrăzi și doar pe chestii de-astea tăpite, altceva. Mă, nu prea e cum pare, era bine dacă era așa. Bine, era iar aiurea, că și autostrada acum, cu toată sinceritatea, devine plictisitoare la un moment dat. Așa mai... te trezește un pic, așa. Te luăm și pe ăsta cu dubă. Hai, mă, ce te bagi sau ceva, așa, dă cu spatele, mă. Mă gândeam să pun furna să-l lași, știi? Casco vrea să se bage, să... Dar de unde? Că aici o descărca. Sau poate aici ăsta. Și ai venit acasă. Da, măi, oameni buni, cam asta e treaba. Uite, cu Dihania, prin sat, că nici oraș, prin sat. Dar uite ce sate frumoase, oameni, și totul țiplă. Bine, nu știu că chiar e sat, că... Aha, e sat, mă. Satuc. Partea interesantă la oameni ăștia, băi, nu vezi copii. Cum sunt la noi, pe-n parcuri, pe-n alea, nu-i vezi, mă, nu există. Nu știu, devine... Este, nu știu, trist așa. E totul perfect, într-adevăr, că se poate și vedea, se poate observa. Dar parcă copilul ăla, mă, e altceva, nu știu, aduce zâmbetul pe fața ta ca om, ca adult. Poți să compari viața fără copii, nu știu... E ca naiba. Da, și pe aici nu prea vezi copilași. Nu prea vezi. Hai, dau tot înainte. Uite, iar o problemă destul de delicată pentru cei ce vor să lucreze pe link. Uite, de exemplu, aș fi vrut să cumpăr ceva la Lidl. Uite, Lidl, de exemplu, stânga mea. Mă, n-am cum să intru cu uita mai animalul ăsta. Și de multe ori scam vezi de drum. Dai înainte ca tren. Ori, de exemplu, decuplam unde am fost sau plecam doar cu link-ul. Ori cuplam și veneam cu camionul doar cu căpățână, că cu totul n-ai șanse să intri. Și dacă intri, că poți să intru. Aș fi putut ca să fiu cinstit cu voi. Dar poți să rămâi blocat una la mână, a doua nu prea este legal. Dacă îți cheamă unul poliția, ori îți dă amendă, ori poate să-ți ia permisul. Adică oricum ai dau e un pic ca naiba. Și nu prea recomand treaba asta atâta timp cât nu e legal. Că te băga, zici că te-ai băgat, te-ai virat, te-ai băgat pe borduri, pe alea și ai intrat.
asta. Poți să rămâi blocat sau poți să schimbi frunul, poliția, și nu prea e ok, că până la urmă toți lucrăm pe bani și să vină frunul să-ți dea vreo amendă de aia mare sau mai știu ce, să-ți ia permisul. Nu cred că o să spice bine, știi? Cumva se lucrează un pic, lucrez diferit cu animalul ăsta și trebuie să ți le calculezi, ca să zic așa, într-un cuvânt. Înțelegi, cam aia ar fi ideea. Chiar că m-a certat un băiat că zic înțelegi, nu mai am voie să zic înțelegi. Gata, deci nu mai vă spun înțelegi. Băi, băieteu. Cum mi-a scris și altul pe pagina de Facebook, am luat eu pâinea la alt coleg de-al meu lucrând cu două remorci. Pe dacă eu am luat pâinea de ăștia de lucrează în Australia cu 3-4 vagoane după ei, de aia ce mai zici, mă, nenicule? Bă, deschide, mă, ochii, mă. Nu dormi, mă, frate, mă, că n-am luat eu pâinea la absolut nimeni și nici altul mie. E loc pentru toată lumea pe pământul ăsta. În lumea asta este loc pentru toată lumea. Nimeni n-a luat pâinea cuiva. Fiecare lucrează cât vrea și cât poate. Simplu ca bună ziua, neamă. Dar trebuie să fii un pic încuiat la minte ca să gândești așa, nu știu, din punctul meu de vedere. Nu vreau să fiu rătăcios, dar cam asta e realitatea, neamă. Îți dai seama că eu n-am început și nici nu vreau să vorbesc urât, na, oamenilor sau celui de mă jignește și totuși mai am și eu cât un deștept ăsta de apar o dată la lună sau o dată la două, trei luni, că mai mi-apare și mie câte unul. Sunt rar, dar sunt, i-am și eu pe ai mei. Rar, dar mai apare câte unul. Nu mă supăr neapărat, doar că mă bunește și râsul, că de-aia suntem, bă, frate, unde suntem. Și uite, suntem naiba cu, plecând cu ani de acasă pentru ce? Ca ajungi să muncești în străinătate ca să trăiești în România. Adică altceva. Ca tu să-ți permiți ca a trăi în România a ajuns în ziua de azi să fie un lux. Și mai vezi că apare cât un ăsta frustrat, că da, iară, du-te, mă, Doamne, iartă-mă, vezi, mă, de drumul tău, mă. Trebuie, mă, să jignești neapărat, că am mai fost de mă și jignit și pe degeaba. Eu încă nu m-am apucat, că n-am și nu vreau să fac asta. La măscări sunt și eu bun. Oho, și încă duc bine la măscări, dar nu vreau să fac asta, pentru că nu este normal și nici ok. Nu am făcut canalul ăsta ca să ne măscărim sau mai știu ce. Dacă era pe măscări, mai treacă, merg. Bă, așa e canalul, ne măscărim și uite, ne merge bine în vieți. Dar nu, n-am făcut canalul pentru a ne măscări. Da, am făcut canalul ăsta pentru a crea o comunitate frumoasă, pentru a ne ajuta. Pentru, na, un sfat, o glumă, o caterincă, e altceva, știi? Și a învățat chestii noi, voi de la mine, eu de la voi. Să fie un canal frumos și decent. Asta a fost ideea mea când am creat canalul ăsta, cred că de 2 ani de zile, ceva genul are canalul meu de YouTube. Și de asta l-am creat, știi? Cu gânduri decente, ca să zic așa într-un cuvânt. Ce azi, bă, dacă tot lucru pe aici, măcar să-mi fac și publică munca mea și pentru cei ce vor să vină aici să știe cu adevărat despre ce este vorba, știi? Și eu încă nu fac nordul, că am mai fost și eu așa o cursă, două școlă, dar încă nu-l fac, dacă aș făcut și nordul. Na, pentru cei ce vor să vină pe nord, ar fi văzut, știi, exact despre ce este vorba. Dar uite că nu am norocul sau ghinionul să fac nordul. Așa, rar, știi? Baza sunt cursele astea, la moară până la gară. Și pentru cei ce m-au întrebat dacă mai încă de muncă, măi, încă n-am plecat la Intercargo, încă lucrez aici. Momentan este ok, dar nu știu pentru cât timp, că lucrurile n-arată rost deloc. Au început filipinezii să plece pe capete. Chiar mă bucur pentru ei că au ajuns mai bine și să câștige mai bine și mai pune și frână. Că vine alveolul ăsta mic. Da, nu știe ca naiba ce se întâmplă și cumva nu mai înțelegi nimic ca naiba. Da, momentan cel puțin pentru mine este ok, s-au rezolvat problemele. Dar încă sunt probleme cu restul.
Na, pentru cei ce vor să vină aici, nu prea e momentul potrivit pentru a veni în firma asta. Cu toată sinceritatea vă spun, a fost cândva, a fost bine, chiar era super recomandată treaba. Acum e cu bătaie, nu prea e. Mai e bine pentru câțiva vechi și cam atât. În rest, ioc. Știi? Nu prea e perioada potrivită. Poate când pleacă oamenii ăștia, dacă pleacă... Dacă mai pleacă din filipinezi, cumva ar fi o resetare pentru firmă, că... Așa se întâmplă toate firmele. Dacă e un boom de ăsta mare, îți pleacă 20 de șoferi, atunci mai cazi un pic cu picioarele pe pământ și încep să-ți revii. Dacă nu pleacă și tot vin de ăștia mulți pe bani puțini, o ia din ce în ce invers, mai în jos. Că așa se întâmplă, că încearcă oamenii nație mai ieftină. Dacă s-ar putea, ar vrea să lucreze omul pe degeaba. N-am nimic cu nicio nație, doar că în ziua de astăzi, să știți că suntem calculați ca și nație. Ce nație ești, mă, îți dă banii după nație. Vine daneză, ăla-i de dublu, ești nebun, vine român, ăla-i o nație medie. Românul cumva și noi suntem... Mă, suntem cât de cât ok, adică o nație medie ca și salarii. Că uite, bulgarul lucrează mai jos. Bulgarul, polonezul, filipacul, nu mai spun. Sunt multe nații. Noi cumva, nu știu dacă pot să zic că suntem norocoși, că... Dar suntem o nație medie. Bine, românul și-ți muncește, adică românul e serios, românul muncește, este dedicat. Doar că are el chestia asta cu răutatea și cu dezbinarea. Noi, între noi, aici e problema noastră, între noi. Aici e nașpa, știi? Aici pierdem noi mult. Și uite, cum sunt oamenii ăștia cu voturile, acum mai nu, se vând oamenii pentru 50 de lei, dar te crucești, bă, frate, te crucești. Băi, omul lui Dumnezeu, tu nu realizezi că te-ai vândut pe 50 de lei, 100 de lei, că Doamne iartă-mă, ți-a dat. Și la urmă o să chiței pe la poartă, naiba, adică tot urli că nu ai aia, că nu e pita normal, mă, ce ai votat. Uite, iar mă duc în zona de politică. Și vreau să fac asta, doar că te apucă dracii, bă, frate, numai când vezi câți oameni se vând pe 3 lei, pe 5 lei. Măi, oameni buni, nu este ok, nu este ok deloc. Nu este ok. Eu sper ușor, ușor, prin clipurile mele să schimb și mentalitatea asta, să schimb și chestia asta, să nu mai fim răi și să fim mai uniți, ca asta și încerc de 2 ani de zile de când m-am apucat de vlogul ăsta. Să fim mai uniți noi, între noi, măcar că n-ai tu treabă cu alte nații, dar noi, între noi, să fim mai uniți. Cu toate că la un moment dat mă gândeam să renunț de tot la YouTube reală. Pentru că fără susținere, să fiu cinstit, e destul de greu să cheltui mai mult decât produci. Oricare ar fi în locul meu, nu i-ar conveni. Știi? Dar na, suntem optimiști și vedem pe viitor ce se mai întâmplă. Ei, îi dăm înainte. Da, și sper ușor, ușor să fim mai uniți noi ca nații, că altfel... Vom sta prin străinătate mult și bine generații la rând. Uite cum sunt eu și alții după mine și alții și alții. Mamă, ce s-a încins bateria asta. S-a încălzit bateria și mi s-a închis camera. Măi, oameni buni, am să închid vlogul ăsta că... Na, să bag asta la încărcat. Bateria și cumva e și camera încinsă cu totul, știi, și să nu se închide iar. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru susținerea voastră și vă doresc multă sănătate și să ne auzim mereu cu bine. Și pentru cei ce vor să mai afle info, na, pe această cale vă rog să-mi lăsați mesaje, vă răspund cu drag la toți, fără diferențe. O zi bună vă doresc, sănătate multă!